Privatizat în 2001, hotelul Semenic din centrul Reșiței a mai funcționat 10 ani cu renovări minore, apoi a fost abandonat. Treptat a ajuns o ruină cu tencuiala căzută, geamuri sparte și arbuști crescuți prin balcoane. Ieri o grindă de pe fațada principală s-a prăbușit cu totul chiar în zona pietonală. Ar fi trebuit din 2016 să rezolve, nu trebuia să fie lăsat așa. Oamenii au trecut pe aici, copilași au trecut, dacă pica deasupra lor. Păi dacă nu s-a ocupat nimeni de acest aspect, normal. Fiind atâția ani nelucrând, așa se întâmplă cu toate clădirile care nu sunt folosite. Doamne ferește, nu știu ce să spun, că eu sunt acum venită. Primarul Reșiței spune că de ani de zile se încearcă rezolvarea situației, însă municipalitatea nu are prea multe pârghii de acțiune. Proprietarul hotelului a fost amendat de nenumărate ori, însă de fiecare dată a contestat sancțiunile în instanță, iar multe au fost anulate. Ce poate să facă primăria? Nu poate să facă mare lucru. Vorbim de o proprietate privată. Am mărit impozitarea cu 500%. Amendăm cu o cadență destul de ok, zice eu. Acum o să cerem probabil o expertiză de la un expert constructor independent care să ne spună dacă această clădire mai este de ținut în picioare sau va trebui demolată. Și vom demola clădirea pe costul proprietarului. Valoarea taxelor și amenzilor încasate de primăria Reșița de la proprietarul hotelului este de aproximativ 700.000 de lei. Până la această oră, proprietarul hotelului nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.